Pace, dragă biserică, mă numesc Liuba și sunt nespus de fericită că pot să mărturisesc credința prin apa botezului. De mic am fost învățată să iubesc cuvântul lui Dumnezeu și să nu-mi fie rușine de el. Îmi aduc aminte când aveam 7 ani, aveam o colegă cu care puteam merge cu ea acasă. Eu tot timpul îi spuneam de cuvântul lui Dumnezeu, am învățat cum să se roage, cum să studieze din cuvântul lui Dumnezeu și chiar i-am dat o carte de studiu biblic, Creația, pentru copii. Însă, după o vreme, ea mi-a spus cum a fost pedepsită când mama ei a aflat că ea se roagă și face studiu biblic, însă ea era o persoană foarte deschisă cuvântului lui Dumnezeu și ea a continuat. Pentru mine a fost o încurajare și m-a motivat să spun altor persoane cu mai multă credință. Datorită părinților mei, am făcut multe cărți de studiu biblic și de fiecare dată când apărea tema despre botez, îmi veneau multe întrebări, cum ar fi cine se botează, când și cum se botează. Însă tema de fiecare dată rămânea deschisă și mintea mea era că botezul este porunca lui Dumnezeu și mi s-a creat o idee că principalul să mă botez înainte să mor. Aceasta gândirea a venit atunci când s-a început războiul din Ucraina, pentru că mi-am dat seama că viața este ca un abure. Visul întregii familii era să ne botezăm toate trei, așa că din septembrie am început cursurile de cateză. Ele mi-au adus o mare bucurie pentru că am putut afla lucruri noi și chiar să întăresc unele învățători. Vreau să mulțumesc foarte mult mamei mele care m-a susținut în timpurile grele, fratelui Vasile pentru lecțiile și predicile lui, chiar și videoclipurile care m-au ajutat în relația mea cu colegii, fraților din biserică care au condus lecțiile de cateheză, profesorilor mei de taekwondo, de engleză. Îi mulțumesc foarte mult. Vreau să vă rugați în continuare ca să pot deschide un grup de studiu unde să fie o mărturie frumoasă pentru alte persoane. Mulțumesc! Liuba, numele tău înseamnă dragoste. Îl iubești tu pe Domnul Iisus Hristos din toată inima? Da, din toată inima. Ești tu gata dacă va trebui să-ți dai viața chiar pentru El? Da. Ai luat tu hotărârea să-L urmezi până la capăt, indiferent de costul care te va costa? De prețul? Da. Potrivit cu mărturia ta de credință și potrivit cu hotărârea care ai spus-o în fața martorilor văzuți și nevăzuți, noi astăzi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hotărât să-L urmezi.